Celebra ordonanță 55 adoptată de guvern la inițiativa lui Liviu Dragnea face valuri atât în politica națională cât și în cea locală. Liberalii giurgiuveni consideră că ultimele măsuri luate de partidul aflat la putere sunt menite să reducă la tăcere opoziția. Ceea ce se întâmplă acum este dorința PSD-iștilor, mai tineri sau mai bătrâni, de a reinstaura o atmosferă în care opoziția să nu mai aibă niciun cuvânt. Ori se știe că esența democrației o reprezintă opoziția. Este la fel de onorabil să fii și la putere și în opoziție. La rândul său, președintele organizației municipale a PNL Giurgiu, Dumitru Beanu, a făcut o legătură între ordonanța de urgență privind migrația aleșilor locali și vicepremierul Liviu Dragnea. Și această ordonanță, nu întâmplător gândită de domnul Dragnea, trebuie asociată cu ordonanța 28, gestionată tot de domnul Dragnea, cu totul întâmplător, prin care absolut toți banii pentru investiții în țara asta se derulează plecând de la același birou al dumnealui. Inițiată ca hotărârea 577 pe vremea guvernării cederiste, acest program de finanțare a investițiilor din bugetul național a suferit multe modificări, cele mai multe sau de cele mai multe ori în favoarea partidului care a guvernat, dar acum s-a ajuns și aici la un maxim. Nu mai e nimeni întrebat în afara primarilor și a ministerului despre ce, cum, în ce ordine și cu ce susținere trebuie finanțate investițiile într-o comună sau într-un județ. Dumitru Beanu susține că primarii, în afara sferei de influență a social-democraților, sunt de cele mai multe ori forțați să intre în PSD. Există acum o delegație consistentă a PSD-ului, care foarte repede merge pe la mulți primari, da? Și îi roagă frumos, dar pe un ton foarte apăsat, să facă pasul să completeze, au pregătite dosarele de refacere a dosarului de candidatură, cu document de acceptare, cu adeziune, cu toate cele, pentru că altfel e greu. Sunt toate instituțiile cu rol de control la PSD. Am vorbit cu un primar care mi-a spus că a gestionat și a moștenit niște probleme cu persoanele care beneficiază de ajutor minim garantat și acum este sensibilizat, dacă îmi permiteți termenul, cu acele probleme, cu acele persoane ca fiind inclusiv vina domniei sale și poate avea mari probleme dacă nu se pune la adăpost. Într-un sens, sugera destul de clar, să treacă la PSD. Președintele organizației municipale a PNL Giurgiu s-a declarat dezamăgit și de activitatea avocatului poporului. Cea mai mare dezamăgire pentru mine nu este Victor Ponta, Dragnea sau colegilor de aici din Giurgiu. Nu. Pentru mine cea mai mare dezamăgire a unui om politic de prim rang este Victor Ciorbea. Un vașnic țărănist care a stat lângă Corneliu Coposu și care acum a acceptat să ocupe o poziție atât de importantă de avocat al poporului, fiind un complice jalnic al acestor abuzuri. Pentru că vorbim de ordonanța de modificare a legilor, vorbim de ordonanța de modificare a legii educației, pe care nici acum n-a catadexit măcar să o explice dacă n-a atacat-o, și care e la fel de dăunătoare ca și aceasta, și nu în ultimul rând această ordonanță de modificare de permiterea migrației aleșilor, care nu mai caracter de urgență revenind nu are. Mai mult din declarațiile de la conferința de presă a PNL Giurgiu puteți urmări în această seară la Valahia TV în cadrul unei ediții speciale difuzate după Jurnalul de Știri.